Știți că nici eu o să mai citim un capitol din Noul Testament, versiunea Bartolomeu, din Sfânta Evanghelie după Marcu, Biblia Bartolomeu. Am ajuns la capitolul 14. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Evanghelia după Marcu, capitolul 14. Ungerea din Betania, trădarea lui Iuda, cina cea de taină, rugăciunea din Ghetsimanii, arestarea lui Isus, Isus în fața Sinedrului, lepădarea lui Petru. Și peste 2 zile erau Paștile și Azimele, și arhierei și cărturarii căutau cum să-l prindă cu vicleșug ca să-l omoare. Dar ziceau, nu în ziua praznicului, ca să nu fie tulburare în popor. Și fiind el în Betania, în casa lui Simon leprosul, în timp ce ședea la masă, a venit o femeie având un alabastru cu mir de nard curat. Notă. Nardul este mirul, ulei preparat cu esență, extrasă din rădăcini de nard, planta aromatică din India. Și spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui. Dar erau unii care murmurau în sinea lor zicând, de ce s-a făcut această risipă de mir? Că mirul putea fi vândut cu 300 de dinari să li se dea săracilor. Și murmurau între ei, dar Iisus a zis, lăsați-o, de ce-i face supărare? Bun lucru a făcut ea pentru mine, că pe sărași pururile aveți cu voi. Și le puteți face bine oricând vreți, dar pe mine nu mă aveți pururea. Ea a făcut ceea ce avea de făcut. Mai înainte mi-a umplut cu mir spre îngropare. Adevăr, adevăr, vă spun vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Iuda Iscarioteanu, unul din cei 12, s-a dus la arhierei ca să-l dea pe Iisus în mână. Și auzind ei, s-au bucurat și au făgăduit să-i dea bani. Iar el căuta cum să-l dea în mâna lor la prilejul. Iar el căuta cum să-l dea în mâna lor un prilej potrivit. În ziua cea din tâi a azimelor, când se jerfeau Paștile, ucenicii săi l-au întrebat, unde vrei să mergem să zgătim ca să mănânci Paștile? Și a trimis 2 din ucenicii săi și le-a zis, mergeți în cetate și vă va întâmpina cu un om ducând un urcior de apă. Mergeți după el și acolo unde va intra el, spuneți-i stăpânului casei că învățătorul zice, unde este odaia în care să mănânc Paștile împreună cu ucenicii mei? Iar el vă va arăta vouă un foișor mare, gata, așternut. Acolo să pregătiți pentru noi. Și-au ieșit ucenicii și-au venit încete și-au găsit așa. Au ieșit ucenicii și-au venit în cetate și-au găsit așa cum le spusese el. Și-au pregătit Paștile. Și făcându-se seara, au venit cu cei 12. Și când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis, adevărat vă grăiesc vouă, că unul dintre voi, care mănâncă împreună cu mine, mă va vinde. Și au început să se întristeze și să își zică unul către celălalt, nu cumva sunt eu. Iar el a zis, unul din cei 12, care întinge cu mine în blid, căci fiul omului merge precum era scris despre el, dar vai acelui om prin care fiul omului este vândut. Bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și pe când mâncau, Iisus a luat pâine, binecuvântând, a frânt și le-a dat lor și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat și a băut din el
toți. Și le-a zis, acesta este sângele meu, a legii celei noi, care le pentru mulți se varsă. Adevărat vă grăiesc vouă că de acum nu voi mai bea din rodul viței, până în ziua când îl voi bea din nou, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și după ce au cântat imnuri, s-au ieșit la muntele măslinilor și le-a zis Iisus, într-o această noapte, toți vă veți spotigni, căci este scris, bate voi păstorul și se vor risipi oile. Notă. Iisus prevede și prezice lepădarea nu numai a lui Petru, vezi mai jos, ci și a tuturor ucenicilor, așa cum este relatată în Matei 20, capitolul 26, versetul 56 și Marcu, capitolul 14, versetul 50. Potignirea nu înseamnă însă prăbușirea totală și iremediabilă, ci o cădere temporară, deseori provocată de o cauză externă și neînțeleasă, în speță refuzul lui Iisus de a se salva prin intervenția Tatălui, Matei, capitolul 26, versetul 53, așa cum omenește ar fi fost de așteptat. Dar după aceea, eu voi învia și voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru i-a zis, chiar dacă toți se vor potigni întru tine, eu nu. Și a zis Iisus, adevăr, grăiestie, că astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de două ori, de trei ori te vei fi lepădat de mine. El însă spunea cu mare stăruință, că de ar fi să mor împreună cu tine, nu te voi tăgădui. Și tot așa spuneau toți. Și au venit într-un loc a cărui nume este Ghetsiman și le-a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. Și el i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Și a început să se tulbura și a se mâhni. Și le-a zis, întristat îmi este, de moarte îmi este sufletul. Rămâneți aici și privegheați. Și mergând puțin înainte, a căzut cu fața la pământ și se ruga de este cu putință să treacă ceasul acela pe alăturea de el. Și zicea, Ava, Părinte, toate sunt cu putință, depărtează de la paharul acesta de la mine, dar fie nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit și i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru, Simone, dori, un ceas n-ai fost în stare să priveghezi. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osârduitor, dar trupul neputincios. Și mergând, iară s-a rugat, spunând același cuvânt. Și din nou a venit și i-a găsit dormind, căci ochii le erau îngreuiați și nu știau ce să-i răspundă. Și a venit și a treia oară și le-a zis, de acum dormiți, odihniți-vă, destul a sosit ceasul. Iată, fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor, sculați-vă să mergem, iată s-a apropiat cel care m-a vândut. Și îndată, în timp ce el încă vorbea, a venit Iuda Iscarioteanu, unul din cei 12, cu o gloată de săbi și cu ciomege, de la arhierei și de la cărturari și de la bătrâni. Iar trădătorul le dăduse semn zicând, pe cel pe care îl voi săruta, acela este, prindeți-l și aduceți-l sub pază. Și venind îndată și apropiindu-se de el, de Iisus, i-a zis, învățătorule, și l-a sărutat. Iar ei au pus mâna pe el și l-au prins. Unul din cei care stăteau lângă el, scoțând sabia, a lovit pe sluga arhiereului și a tăiat urechea. Și răspunzând Iisus, le-a zis, ca la un tâlhar ați ieșit, cu săbi și cu ciomege, ca să mă prindeți. În fiecare zi eram la voi în templu, învățând și nu m-ați prins. Dar acestea sunt ca să se împlinească scripturile. Atunci, părăsindu-l, toți au fugit. Iar un tânăr mergea după el, învelit într-un cearceaf pe trupul gol
și l-au prins, dar el, lăsând cearceaful, a fugit gol. Notă. Acest amănunt este relatat numai de Marcu. Numeroși comentatori sunt de părere că tânărul era însuși viitorul evanghelist, Sfânt Evanghelist Marcu, martor ocular al evenimentului. Și l-au dus pe Iisus la arhiereu. Și s-au adunat toți arhiereii și bătrânii și cărturarii, iar Petru de departe a mers după el până lăuntru, în curtea arhiereului, și ședeau cu slugile încălzindu-se la foc. Arhiereii și tot sinedriu căuta mărturie împotriva lui Iisus, ca să-l omoare, dar nu găseau, căci mulți mărturiseau mincinos împotriva lui, dar mărturiile nu se potriveau. Ridicându-și ochii, au dat mărturie mincinoasă împotriva lui, zicând: noi l-am auzit spunând așa: voi dărâma acest templu făcut de mână și în 3 zile voi zidi altul nefăcut de mână. Dar nici așa mărturia lor nu era la fel. Și sculându-se arhiereul la mijloc, l-a întrebat pe Iisus, zicând: nu răspuns nimic la tot ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iar el tăcea și nu răspundea nimic. Iarăși l-a întrebat arhiereul și a zis: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus i-a zis: eu sunt. Și veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Notă. De-a dreapta Tatălui, unde Iisus se va așeza după înălțarea sa la cer, pe norii cerului va veni la sfârșitul veacurilor, conform Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 30, în toată slava și măreția sa. Iar arhiereul, sfâșiindu-și hainele, deci după ce Iisus a mărturisit: eu sunt cel ce sunt, mărturia Dumnezeului celui veșnic, și îl veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului, arhiereul, sfâșiindu-și hainele, a zis: ce trebuie să mai avem de martori? Ați auzit blasfemia. Ce părere aveți? Iar ei toți au judecat că este vrednic de moarte. Și au început unii să-l scuipe și să-i acopere fața și să-l bată cu pumnii și să-i zică: profețește. Și slugile își băteau joc de dânsul, îl băteau cu palmele peste obraz. Pe când Petru era jos în curte, a venit una din slujnicile arhiereului și, văzând pe Petru încălzindu-se, s-a uitat la el și a zis: și tu erai cu Iisus Nazarineanul. El însă a tăgăduit zicând: nu știu, nici nu înțeleg ce spui. Și a ieșit în fața curții și a cântat cu coșul. Iar slușnica, văzându-l, a început iară să spună celor de față că și acesta era unul dintre ei. Iar el a tăgăduit din nou și peste puțin timp și din față iarăși a zis lui Petru: cu adevărat, și tu ești dintre ei, căci ești galilean și graiț este asemănător. Iar el a început să se blesteme și să se jure, zicând: nu-l cunosc pe omul acesta de care îmi vorbiți. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul care spusese Iisus înainte de a cânta cocoșul de 2 ori: tu de 3 ori te vei și te păda de mine. Și a început să plângă. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.